Salut, eu sunt Vlad, acesta este review-ul pentru unul dintre cele mai așteptate telefoane de pe piață, Samsung Galaxy Note 9. Galaxy Note e gama de business a sud-coreenilor și ne-am obișnuit ca toamna să vină cu specificații noi, pe care le vom vedea poate pe Galaxy S în primăvară. De data aceasta, Note 9 este o evoluție discretă față de anul trecut și în afară de S Pen-ul modificat și câteva avantaje la camera foto, nu este o evoluție extraordinară. Cu toate acestea, să începem pas cu pas. Față de designul de anul trecut, Note 9 nu s-a schimbat aproape deloc. Versiunea pe care am testat-o noi este cea cu spate MOV și stilus galben, o ediție specială. În afară de acest lucru, Note 9 nu a schimbat nimic. Marginile inferioare și superioare sunt identice, colțurile la fel, iar pe spate abia vedem prima schimbare. Anul trecut criticam Samsung pentru faptul că senzorul de amprentă a fost pus neinspirat în dreapta camerei, acest lucru ducând la multe amprente nedorite puse accidental pe cameră. Anul acesta, Samsung a ascultat de critici și a pus senzorul de amprentă sub cele două camere de pe spate. Ca materiale, Samsung a ales în continuare sticlă pe spate și pe față. Marginile au butoanele de volum, de start și stop, dar și butonul de Bixby. Din păcate, Samsung nu va renunța prea curând de această funcție pe care eu personal nu am folosit-o niciodată. Bixby este ca Internet Explorer. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-l dezactivezi. Așadar, pe total nu avem un design diferit, ci unul clasic care păstrează linia de anul trecut, dar și ceea ce a început Samsung Galaxy S9. Faptul că ecranul curbat a devenit standard de la Samsung mă bucură și e un element care diferențiază producătorul de alții de pe piață. Să trecem și la performanțele tehnice, pentru că fanii Note 9 sunt unii rafinați, care apreciază aceste lucruri. Samsung Galaxy Note 9 vine cu procesorul Exynos 9810 în varianta testată de noi, care are 8 nuclee tactate la 2,7 GHz și 1,7 GHz. Există două variante de memorie RAM, de 6 GB și de 8 GB. Noi am testat-o pe cea inferioară, care are și 128 de GB de stocare. Mari îmbunătățiri nu sunt aici, dar observăm trendul de a scoate telefoane care nu mai au stocare limitată. La 128 de GB e comparabil cu laptopurile de astăzi, dar există și versiuni de 512 GB, ceea ce elimină nevoia de a avea carduri de memorie sau de a duce în cloud anumite lucruri. Ce au nevoie utilizatorii de Note 9? Unii sunt business, iar alții sunt utilizatori hardcore care vor performanțe foarte bune. În zilele de testare nu am întâlnit nicio problemă la nivel tehnic cu Samsung Galaxy Note 9, nu am avut lag și a funcționat excelent în toate aplicațiile deschise. Un lucru esențial schimbat e bateria. Anul trecut aceasta era destul de slabă, iar Samsung a decis să o crească la 4000 de mAh. Eu sunt un utilizator destul de pretențios, așa că bateria a rezistat de la 7 dimineața până la 7 seara, dar folosim cu tot cu Waze în 4G, jocuri și browsing intens, iar cu ecranul la luminozitate maximă. Un utilizator obișnuit poate să stea 2 zile în cel mai bun caz după ce încarcă bateria la maximum. Apropo, avem fast charge și încărcare wireless, dar dacă folosești alt încărcător în afară de cel original, vei avea probleme în a ajunge rapid la 100% și va dura aproximativ 4 ore. Odată ce am vorbit de performanțele tehnice, să trecem la ecran și ceea ce oferă el. Samsung Galaxy Note a fost seria care a inventat cuvântul fabletă, dar în 2018 deja nu mai putem folosi așa ceva, pentru că telefoanele sunt foarte mari. Așa că ecranul de 6,4 inch de pe Note 9 nu mai este gigant, ci pur și simplu obișnuit. Deși nu sunt fan al telefoanelor foarte mari, Note 9 e ușor de folosit și cu o singură mână și nu este uriaș în buzunar. Rezoluția este una Quad HD 2960x1440 de pixeli, cu o densitate de 516 pixeli pe inch. Culorile sunt destul de saturate, lucruri pe care personal nu le-am apreciat extraordinar de mult. Mi s-a părut că saturația standard e mai extremă decât în cazul seriei Galaxy S9. Sticla e Gorilla Glass 5 pentru rezistență suplimentară. Grafic, jocurile cele mai bune se văd excelent, iar restul aplicațiilor sunt optime. Unele nu sunt optimizate pentru a funcționa pe tot ecranul, dar trebuie să descoperi treptat care merg folosite și pe margini sau care necesită folosirea unei porțiuni mai mici din acesta. Ce diferențiază Note 9 de alte telefoane de pe piață este S Pen, așa că vom vorbi mai pe larg despre acesta în cadrul sistemului de operare. Pe Note 9 avem Android Oreo 8.1 modificat tradițional de Samsung. Experiența este una curată, Samsung ajungând în punctul în care se oferă un sistem de operare fără multe briz-brizuri. Sunt însă 9 aplicații standard preinstalate, adică cele care duc către magazinul de aplicații Samsung sau către integrarea cu dispozitive portabile sau de ce nu Samsung Health. Sistemul de operare a avut un singur bug deranjant. Atunci când aveam aplicații care suprascriu ecranul, cum ar fi Facebook Messenger, de multe ori sistemul de operare ceda și închidea aplicația.
Practic, dacă deschideam o bulă de conversație, aceasta se închidea imediat. Acest lucru se repeta și când încercam să trec între aplicații prin intermediul meniului de multitasking. După ce închideam toate aplicațiile, lucrurile se rezolvau de la sine. Pentru utilizatorii business, Samsung vine preinstalat cu aplicația Office, ceea ce e excelent, și primește și stocare suplimentară în OneDrive. De asemenea, e securizat cu Knox, considerat unul dintre cele mai bune adiții de securitate la un telefon mobil. S Pen-ul de anul acesta este mai inteligent. E conectat prin Bluetooth la telefon, iar butonul de pe el poate fi folosit pentru a declanșa camera video sau foto. Când îl scoți din suport, se deschide meniul de notițe, cu posibilitatea de a face capturi de ecran, dar are o multitudine de opțiuni. Poți seta inclusiv să ți se deschidă anumite aplicații dacă vrei să ai acces rapid la ele. Nu sunt un mare utilizator de S Pen, dar am considerat util în ședințele unde nu am mai vrut să-mi iau carnețelul și să scriu de mână în aplicația standard de notițe oferită de Samsung, care se sincronizează și în cloud. Versiunea pe care am avut-o eu are un S Pen Garden, o culoare deloc business, acesta fiind telefonul pentru pasionați mai degrabă sau pentru cei care preferă culori vii. Să trecem și la camera foto, care este aproape identică cu cea de pe Galaxy S9 Plus. Camera de selfie-uri are 8 megapixeli, este rezonabilă și are Beautify integrat. Nu mă dau în vânt după opțiunile acestea, dar pot fi dezactivate și are HDR automat. Cu ajutorul inteligenței artificiale, camera identifică dacă cineva clipește sau este blurat în poze și te notifică sau face mai multe poze. Camera poate fi controlată de asemenea cu ajutorul comenzilor vocale, dar și cu S Pen-ul. Camera principală duală de 12 megapixeli e la fel de bună ca la Galaxy S9 Plus. Are funcții de slow motion și portret, care pe Samsung se numesc Live Focus. Rezultatele modului portret sunt bune, dar uneori exagerate. Fundalul se vede mult prea blurat, iar firele de păr rebele deranjează focalizarea bună și duce la efecte distorsionate. Deși nu e funcția principală pentru Note 9, ne-am obișnuit ca telefonul de toamnă al Samsung să vină cu inovații. Din păcate, se pare că Note 9 e o tranziție către S10 de anul viitor, care va veni cu alte funcții noi. Acestea fiind spuse, să trecem la punctele pro sau contra. Pro. Ecran mare și de calitate. S Pen mai complex anul acesta. Cameră foto bună. Autonomie mare cu ajutorul bateriei de 4000 de mAh. Putere de procesare mare. Aplicații de business preinstalate. Contra. Bug-uri deranjante ale sistemului de operare. Design neschimbat față de anul trecut. Performanțe neschimbate față de Galaxy S9 Plus. Nici o inovație marcantă, butonul de Bixby este în continuare prezent. Ce concluzii putem trage? Samsung Galaxy Note 9 este un telefon destul de scump. În momentul de față, pe piața din România, la liber costă 4700 de lei în această versiune de 128 de GB. Poți să te îndrepți poate către un Note 8 de anul trecut sau să aștepți S10. Nu e un telefon entuziasmant, dar e pentru cei care vor să aibă ultimul upgrade. Eu am fost Vlad, acesta a fost review-ul startup.ro pentru Samsung Galaxy Note 9. Până data viitoare, like, share și subscribe!